Voi, nativi gemeni sau cu ascendentul în gemeni, aveți o săptămână norocoasă de toată frumusețea. Într-o singură săptămână, trei planete bat la poarta voastră. Pe 20 intră Soarele, pe 23 intră Venus și pe 26 intră și Jupiter. Superb! Mai ales că Venus și Jupiter au conotații norocoase. Sunt numite cele două planete benefice ale zodiacului și le veți avea pe amândouă începând de săptămâna asta. O vreme, Venus aproape lună, iar Jupiter timp de un an de acum înainte și la fel Soarele timp de o lună. Dar o lună sunteți pe bombardament astral, cea mai bună perioadă din an. N-ați mai avut parte de Jupiter în ograda voastră de 12 ani. Orice se poate întâmpla, orice ați avut răbdare, multe lucruri voi, le-ați făcut, da, de-a lungul multor ani, ați muncit, ați învățat, ați clădit, ați înaintat, ați făcut multe, dar ați așteptat rezultatele. Încep să apară rezultatele. La unii grămadă și cum se întâmplă uneori să facem ceva, nu se întâmplă nimic, o perioadă foarte lungă, încât aproape ne pierdem și încrederea, speranța că mai iese ceva de acolo. Dar când vin grămadă. Asta s-ar putea. Răbdarea voastră să vă fie în sfârșit răsplătită. Să vină lucrurile mult așteptate, mult programate. Parcă cineva v-a spus cândva, într-o zi se va întâmpla cu tare lucru. Și voi a stat cu ochii pe ceas. Măi, da, nu se întâmplă. Uite, trece viața, trec ani, trec lunile, nu se întâmplă lucrul ăla. Încep să se întâmple, încep să mijească zorii, să deschideți o fereastră și pe acolo să intre aer curat. Bun, probabil e nevoie de acțiune în continuare. O fi așteptare, dar nu e așteptare pasivă, nu e așteptare dormind, e o așteptare alergând sau chiar venind în întâmpinarea unor evenimente. Poate chiar vin niște vești, vin niște garanții, vin niște certitudini că lucrurile alea mult sperate sunt pe drum către voi. Sau voi sunteți pe drum către un anumit lucru. Poate nu e o chestie care stau cu mine în sân și vine sau nu vine. Ci, bun, și eu ce să fac ca să primesc mai repede rezultatele cu pricină? Vreți o schimbare profesională? Faceți un curs, schimbați locul și norocul. Plecați în altă parte. Deci vi se cere și o mișcare în direcția asta. A grăbi lucrurile. Energia gemenilor este de oarecare viteză. Nu e așa de lentă cât a fost pe perioada taurului. Zona taurului este mai lentă, mai anevoioasă, mai ca un taur de la de povară care înaintează greu. Energia gemenilor este de copil care aleargă, de puști care se mișcă, de mercur, de argint viu. Asta este energia gemenilor, care nu stă locului. Încât până acum, da, poate ați înaintat lent, e dintr-o dată ziceți, eu nu mai stau, eu nu mai aștept. Ce vine, o să vedeți, sau ce declanșat voi, că pot fi propriile voastre decizii, propriile voastre pedale de accelerație pe care veți apăsa, pentru că nu mai aveți răbdare. E acel sentiment de, ce să mai aștept? Am așteptat. Ori acționez eu, ori declanșez eu evenimentele, ori în sfârșit tot ceea ce am făcut eu până acum îmi este răsplătit. Pentru unii vin banii, pentru unii vine dragostea, pentru unii vine diploma, pentru unii vine jobul, pentru unii vine ceea ce v-ați chinui voi acolo să obțineți. Sămânța aia pe care ați spus-o, solul ăsta fertil al taurului. Se vede. Încât rezultatele sună promisător, se apropie ziua recoltei pentru voi și e nerăbdare, o stare de stres poate chiar. Parcă tropăiți, parcă nu vă găsiți liniștea într-un astfel de moment. Și ideal ar fi, în oricare din cele trei zile în care intră o planetă în ograda voastră, să puneți niște semințe noi, metaforic vorbind. Un gând nou, o idee nouă, un plan nou, o destinație nouă de atins. Propuneți-vă ceva, un obiectiv, nu un flecușteț. Un obiectiv măreț pe care îl puteți atinge că sunteți cei mai susținuți în perioada asta. Veți avea și luna nouă peste câteva săptămâni, deci nu e de colo ceea ce se întâmplă. Deci roadele se arată la orizont, încât tot ce puteți face este să alergați din ce în ce mai repede către nivelul acela.